După lecțiile de ski, super palpitante, m-am îndreptat să fac totuși și un traseu mai scurtuț aici la Slănic Moldova și o să fac, de fapt o să facem, pentru că sunt în companie, traseul în formă de circuit al celor 300 de descări. Este un traseu ușor, sincer nu l-am mai făcut niciodată, am fost pe aici prin zonă doar în plimbări cu familia, dar nu am reușit să fac acest traseu, așa că după lecția de ski, acum mergem la un mic hike. Traseul o să fie în formă de circuit, pe marcajul de triunghi roșu, aici, la Slănic Moldova, în munții Nemira. Deci am văzut de pe panou, ne-ar lua cam 2 ore jumătate, acum fiind iarnă, poate 3. Jos în vale sunt și izvorașe de unde puteți lua apă proaspătă. Și schimbând subiectul, astăzi am luat primele lecții de ski. Intenționez ca pe viitor să cochetez cu schiurile de tură, o chestie care mi-ar plăcea foarte mult. Și na, ușor, ușor ne învățăm să mergem pe schiuri, așa că am început puțin mai basic, pe pârtie, cu un instructor. O mică pauză de prânz, am reluat traseul și cred că am ajuns la cota cea mai înaltă de aici pe traseu, pentru că începe coborârea. Am să las și un link Strava în descriere, dacă vreți să veniți și voi aici. Cam atât la 300 de descări, după cum ați văzut, este un traseu preponderent prin pădure. Acum ne îndreptăm la locul de unde am plecat. Speram să găsim vreo poieniță, văzusem ceva pe hartă cu vreun punct de belvedere, dar nu am găsit.
Dar nu tu îmi ziceai că aici sunt sucuri de alea de coacă, zice. Da, concentrate din astea, mergi, nu uitam. Suntem la final de traseu. Da. Ia zi tu, mă. Ce? Salut. Suntem la final de traseu. Suntem cu Olivian Haihui. Numai Olivian atât. Olivian. Salut. Suntem la final de traseu cu Olivian. Și astăzi am făcut cele 300 faimoase de scări. N-a fost nimic greu, o plimbare prin pădure. Iar acum mergem la mașină. Mergem acasă.